Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uite cum se face că tot în domeniul șpăgilor în sistemul medical rămânem. Așa s-a nimerit. La ora asta, deznodământ unui scandal de angajări pe șpagă. La Spitalul Județean de Urgență din Ploiești relevă lăcomia celor implicați și putregaiul care roade sistemul public pe aici, pe acolo, firește, nu peste tot. Adică nu vrem să generalizăm. Credem că, în general, totul e corect, dar mai sunt și excepții, nu? Scandalul a izbucnit în toamna anului trecut, poate vă amintiți de la știri, când poliția a făcut descinderi la șefa de la resurse umane de la acest spital, la birou și acasă, în urma unui denunț și a suspiciunilor că la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești fusese organizată o veritabilă rețea care aranja angajări pe posturi de infirmieri și îngrijitori, contra șpagă. Deci când ne mirăm că infirmierul scapă bolnavii pe jos sau nu știe să ia virajul cu targa, uite că mai avem o explicație de luat în calcul, erau mai multe, a mai apărut una. Procurorii au aflat că directoarea de resurse umane încasa cam 500 de euro pentru o angajare. Doar că, la fel ca în orice business, apărea adaosul comercial. Și adaosul comercial de șpagă, la acest tarif de 500 de euro, ajungea până la 1500 de euro. Deci, adaos comercial și pagă 300%. Pentru că fiecare veriga lanțului slăbiciunilor își adăuga câte un comision. Așadar, o asistentă, un brancardier și un instalator intră într-un bar. Deci, manevrau solicitanții înainte să-i ducă la șefa de la personal, astfel încât doritorii ajungeau să plătească până la 2000 de euro pentru a fi angajați ca infirmieri sau îngrijitori. Dar ce salariu aveau acolo dacă dădeau și pagă de angajare 2000 de euro? Ce șpăgi luau ca să dea, ca să-și recupereze investiția de 2000 de euro. Îți dai seama? Băi, dar ce asociere? Deci, directoarea de resurse umane, o asistentă, brancardierul și instalatorul. Fiecare pe felia lui. Pe felia lui ca să acoperea întreaga piață. Da. Practic, filtrau toate intrările. Afacerea a mers un timp, dar la un moment dat, o femeie care era pregătită să dea mită ca să intre în sistem, s-a enervat că era mita prea mare. Și a zis că nu e corect. Deci, există, ea voia să facă ceva incorrect, dar nu chiar atât de incorrect, adică incorrect, dar la un preț mai mic. Și incorrectul are o limită. Da, corect. Prea mult, prea scump. Procurorii, cu tarifele avea treabă, nu cu... Ce anume? Ea cu tarifele era nemulțumită, da, nu că n-ar fi vrut să facă exact, ceva deci incorrect. Deci, ea, principiu, era ok să dea mită. Da. Dar valoarea, aici era problema, știi? Adică, bă, furăm, dar să nu ne coste prea mult. Procurorii au înregistrat convorbiri telefonice incriminatoare, iar într-una din acestea, această persoană, altfel atât de slobă de la gură încât nu putem reproduce pe post ce zice, dar am selectat momentul în care ea observă o anume evidență. Și aș vrea să citez din ce spune doamna respectivă. Aia adică directoarea de personal, aia n-a luat, ascultă-mă colea, că tâmpita aia nu a luat atâția bani. Deși lipsă de respect față de omul care urmează să te angajeze. Să te angajeze, înțelegi? Adică asta voia să se angajeze, i s-au cerut 2000 de euro și a zis, nu se poate, tâmpita aia nu ia ția bani. Nu se poate, e ceva neregul aici. Deci nu e cinste. Cineva fură în darea de mită. Deci i-a mirosit că e ceva neregul în demersul pe care îl întreprindea, dar nu că încălca ea legea, ci că aia, adică șefa de la personal, ea nu avea pretenții chiar atât de mari. Clar era ceva corupție pe traseu. Și tarife umflate nejustificat. Da? Și mă mir că n-a sunat la protecția consumatorului. Era o șansă. Da, adică nu e în regulă, totuși. Dar și lumea asta coruptă are legile ei, adică nu e chiar junglă. Exact. Cât să ceri? Nu e, ești în afara pieței. Nu se poate. Și cel mai tare lucru dintre toate, șefa Serviciului Resurse Umane s-a mirat și ea, relatează ziarul Adevărul, atunci când a auzit de la polițiști câți euro se cereau în numele ei. Deci așa e, bă, dacă nu-ți cunoști valoarea, uite ce pățești. Nu te bagi, da. Îți dai seama cât de frustrant e? Da. Câți bani puteam să fac și uite, ia instalatorul. Bravo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.